Ora 23, doamnelor, domnilor, bună seara, sunt Alex Lădescu. Avem imaginile zilei, ieșire nervoasă a premierului Marcel Ciolacu când a fost întrebat despre creșterea taxei pe valoare adăugată și a cotei unice de anul viitor. Vizibil iritat, Marcel Ciolacu a anunțat că este gata să-și deseneze un tatuaj pe mână prin care să arate că nu vor crește taxele de la anul. Premierul a explicat că angajamentele negociate cu reprezentanții Comisiei Europene pentru reducerea deficitului bugetar vizează reducerea cheltuielilor bugetare și o mai bună colectare a veniturilor. Vă rog eu frumos, opriți-vă! Nu se mărește TVA-ul. Vă spun, mă tatuiesc pe mână. Întrebat de jurnaliști dacă vor fi majorate taxele și impozitele anul viitor, premierul Marcel Ciolacu a avut o ieșire nervoasă. Cu sau fără tatuaj, Marcel Ciolacu a dat asigurări că nici taxa pe valoare adăugată, nici cota unică de impozitare nu vor mai fi mari anul viitor. În schimb, ia în calcul reducerea deficitului bugetar printr-o mai bună colectare a veniturilor la bugetul de stat și reducerea cheltuielilor bugetare. Nu se mărește TVA-ul. Crește nu crește nicio cotă unică. Cum să crească cota unică pe venit de la 10 la 6, când noi avem cea mai mare impozitare a muncii la venituri mici și medii din Europa? Ce om normal la cap ar face acest lucru? Cotele reduse de TVA ar crește la 19%? Veți vedea că nu este nicio problemă, pentru că anul viitor avem două lucruri. Trebuie și s-a renegociat. Trebuiau venituri mai mari din PIB de 2,5 puncte procentuale și am negociat să fie doar de 1,1 puncte procentuale de sustenabil, fiindcă acest lucru îl poți face și din reducerea cheltuielilor și dintr-o mult mai bună colectare. Într-o mult mai bună colectare, ținând cont că începem să ne apropiem cu digitalizarea, dar și cu gestionarea banului public mult mai bună. Acuzații și dezvăluiri despre celebrul plan Hrebenciuc, liderul PNL Nicolae Ciucă îl atacă în rafală pe principalul său contracandidat la prezidențiale, Marcel Ciolacu. Ciucă vorbește despre un binom PSD-AUR și despre faptul că Viorel Hrebenciuc este meditatorul șef al lui Ciolacu. Nicolae Ciucă susține că în momentul de față se desfășoară acest plan pentru secțiile de votare. Domnul Ciolacu nu are doar meditatori de engleză și economie, ci și meditatori care îi supraveghează pașii politici. Meditatorii din umbra ai domnului Ciolacu au conceput planul Hrebenciuc, cum să-l bage pe Simion în turul 2. De fapt, meditatorul șef este Viorel Hrebenciuc. L-a învățat cum să-i elimine contracandidații prin tranzacții cu voturile membrilor PSD care să ajungă pe buletinele de vot ale AUR, a fost mesajul postat de Nicolae Ciucă pe Facebook. Nicolae Ciucă îi mai acuză pe cei de la PSD AUR că vor să creeze o majoritate antidemocratică care va desăvârși visul politic al lui Liviu Dragnea. Domnul Ciolacu se jură că nu va sta la masă cu George Simion, nici nu va fi nevoie pentru că îi va lua masa cu totul, adică chiar pe parlamentarii pe care i-a plasat pe listele AUR. Rezultatul pentru România ar fi mai mult decât dezastruos, a mai punctat Nicolae Ciucă. PSD a reacționat dur prin vocea lui Lucian Romașcanu. Planul Ciucă. Domnul general combate cu cuvintele altora chiar propriile convingeri de acum 3 ani, contorsionând nu doar logica, ci și onoarea cu care îl creditam până mai ieri. Dacă tot are de gând să coboare în subsolul politicii, măcar să o facă prin mesaje scrise corect românește. PS, înțelegem de la Rareș Bogdan că PNL va vota Simion în turul 2. Atunci, de unde supărarea?